pare înaintat la vârste. E amărât. N-ați văzut ce chestie avea în frunte. Spuneți-mi, v-ați pierdut speranța de a obține ajutor pentru eliberarea sa? Speranța e în Dumnezeu. El cine poate ajuta. Noi nu putem face nimic. Am înțeles de la domnul viceprimar că la nivelul comunei s-a demarat o acțiune de strângere de semnături. Dumneavoastră ați fost la primărie pentru a cere ajutor în demersul acesta. Câte semnături s-au strâns și cine a inițiat această petiție? Eu știu, noi suntem la Traian, Săboane, nu știu, am înțeles de vreo 400 de semnături. Mi se par destul de puține. Spuneți-mi, însă aș vrea să știu de la dumneavoastră cum a ajuns el să lucreze la acea mină din Burkina Faso? Cum a ajuns? Nevoia de bani. Să-și facă și el un viitor, o casă. Da, el unde a fost acceptat, întreba ca să meargă, dar nu știu, nu pot să spun eu cine l-a urmat să ajungă acolo.